Yeah. Yeah. Așa. S-a prins? Da. Așa. Și ea. Ia. Ma! Bă, bă. Dar tu de ce nu joci? Dar chiar mă, pe tine nu te arde mâna? Eu aș juca într-una, bă, dar mă dă nevastă mea afară de-n casă. Ultima oră când am pierdut 2 milioane, am dormit în curte o săptămână, mă. Ce, bă, eu le-am luat ca să pierd bani? Eu le-am luat ca să câștig bani. Bă, dar când faci, mă? Când faci cu? Bă, gazoare, fac ceva, adică catufla așa, ca idee. Dar de ce nu intrați, mă, să jucați? N-auzi, mă, că mă dă nevastă mea afară de-n casă? Bă, zic cu mâna pe inimă, eu aș juca, dar n-am cu ce, mă. Bă, pe datorie nu merge. Adică pe caie cum ar veni? Adică da. Ce, bă, am față de prost? Gazanei, păi cum dracu, mă, să joci pe caiet, mă, pe datorie? Adică eu să-ți dau bani ca să bagi în aparatul meu să-i pierzi acolo? Păi și după aceea, de unde mi-i dai înapoi? Hai să zice că te mai duci, te mai prunzi după la unul, după la altul, îți dă și aia bani, vii, pierzi și pe aia și după aceea ce faci? Că vine aia, te caută, dă-ne gazoare banii, n-am. Și dă-i bușumeală, îți rupe frămână, ajungi pe la spital. Numai bine te duci tu frumos, muncești, sapi un șans, faci ceva acolo, privești o vie. Bă, primești 1 milion, ai venit frumos, banii tăi ai băgat, e banii tăi cum ar veni? Bă, dar de ce să pierd? Că poate că câștig. Păi da, da, că poate că pierzi cum ar veni. Păi dar de ce să pierd? Păi nu știu, bă, poate că ai o zi mai proastă cum ar veni, că ți-a tăiat pisca neagră calea, ai văzut 2 gemeni, te vorbești cu ăsta, adică ceva nasol cum ar veni. Păi stai, mă, așa, tu vrei să, ca să pierd neapărat? Că păi nu, normal, bă, că vrea să pierzi, mă, ce dracu, mă? Păi aparatele astea sunt făcute să pierzi, bă, nu să câștigi. Au niște chipuri super șmechere în ele, care când te vede că câștigi, bam, ți-a băgat niște coduri, te-ai implicat de ele și ai pierdut. Hai, mă, ce dracu, bobiță, avem fețe de proști. Băi, pandere, eu, tu de câte ori vorbești cu mine, aud doar un țiuit, așa, mai înțeles? A, mă, ce dracu, mă. Aș... Bă, bobiți! Să-mi dai bani înapoi, că nu merge aparatul, e stricat, să-mi dai bani înapoi. Ia un scoțăială, dar de ce nu merge aparatul? Păi ce nu merge, bă, am dat butoanele alea de m-au luat-o zdraci, bă, când îmi dădea 2 prune, când să-mi dea pe a treia, îmi dădea strugure, bă, am pierdut 3 milioane, dă-mi bani înapoi. Păi stai, bă, coțeală, ce mă iei așa, adică ce eu când ți-a zis că să joci de aia lui, ți-a zis că o să câștigi neapărat? Nu, bă, dar eu de cât am pierdut, dă bani înapoi. Ce, bă, de ce să-ți dau eu ție bani înapoi? Adică am fost eu cu tine, să te-am luat eu de mână și am băgat eu banii tăi acolo. Bă, băbiță, dar e aparatul tău, bă. Ai altceva, atenție la nuanțe. E aparatul meu, da. Dar tu ai jucat, băi, băiatule, tu te-ai dus acolo și eu n-am fost cu tine să dau ca tâmpit în butoanele alea atâtea ore. Că dacă eram acolo, ziceam, da, mă, ia și bani de la mine și te-ar vede. Dar n-am fost. Eu cât ai jucat tu, eu am fost afară de vorbă cu... Bine, bă, băbiță, lasă că vezi tu. Ce să văd eu? Lasă, bă, că o să vezi tu, băbiță. Băi, coțeală, liniștește că acum ești tulburat. Păi, dar Dorel ce făcea acolo? Dorel s-a pus să joace locul meu, i-am zis că e aparatul stricat, dar el s-a pus că... Ce să joace, mă, să bage bani în aparat? Da, bă! Hai de capul meu! Da, bă, treabă! Bă, băie, să nu jucați, bă, acolo, pentru că e numai pe invers, e stricat aparatul ăla. Nu e stricat, mă, are chipuri, mă! Te-ai împiedicat de ele? Ce are, bă? Ce chipuri are? Chipuri, prostule, chipuri chinezești, făcute de americani la ei acolo. Bă, ce prost sunt, auzi, bari cifre, bă. Ești, bă. Al drept cu panaram. Bă, cu grămadă ești. Bravo, bă. Hai, doamne! Ha? Las Vegas, hai, doamne! Hai cu portocalile alea! Auzi-le, ia! Hai pe capul meu, ia-mi! Ce faci tu aici, am? Ce, mă? Bă, tu vrei să-l iau să ți-l fac guler, spune să are butoanele sau îți dau cu el în cap? Ce cauți tu aici la aparatul de pe cănel? Ce vrei, mă, dar ce toată lumea să joacă, numai eu n-am voie? Păi tu n-ai voie, bă, boule, că tu n-ai bani, mă. Tu ce bani joci aici, am? Banii mei, mă, fac. Care banii tăi, mă? Banii care ți-i dai eu ție să ai tu, să ai și tu niște bani de buzunar, tu îi bagi în pe cănele, mă? Nu e mai banii mei, mă, da. Bă, tu ești tâmpit la camă. Cât ai pierdut, mă, până acum? 70 de lei, mă, da. Din cât, mă? Din 200. Păi de unde ai avut 200 de lei? Pe 100 care mi-ai dat-o să iau mici și 100 care i-am împrumutat la Nicuraț. A, deci ai pierdut banii de mici. Rumegust să mănânci o lună. Și de unde îi dai tu, mă, banii în Nicuraț înapoi, mă? Ce faci tu, mă, de unde faci bani? Îi bagi în pământ, îi uși, ce faci, mă, îi împerechezi să se mulțească? Vezi că ești panaramă și te gândești, da, ce-i de la părățel? Pac, pac și câștig! Bă, prostule, ăsta e făcut să pierzi bani, nu să câștigi bani. Ce vorbești, mă, și tu de-aia l-ai adus, mă, aceea ca să pierzi bani? Păi nu, bă, dar eu câștig că e al meu, tu înțelegi? Aha, deci ai zis că câștigi, vezi? Păi da, bă, dar eu câștig pentru că e al meu, nu că joc la el, adică e cum e cu cazinourile. Păi tu crezi că ea care are cazinouri, ei are cazinouri ca să joace ei la păcănele? Are cazinouri să vină proștia care crede că câștigă să joace la ele și așa câștigă bani. Și eu fac la fel. Acum unul, mai am încă unul, până fac 1000 de păcănele aici să fac bani, înțelegi? Păi și ce, mă, de unde știi tu, mă, că pierd dacă câștigă? Dacă câștigă? Bine, mă, tu crezi că câștigi? Da, mă! Ia fi atent, mă. Hai să vedem dacă tu câștigi, mă. Cât? Ia bagă, mă, niște bani în el. Bobiță, fii atent că bag. Da, mă, bag. Bă, dar nu mă bați, nu faci nimic. Nu te bag. Câți bani mai ai? Bam.
130 de lei, mă. Ia dă-n coace. Îi băgăm pe toți. Pa, toți îi bag, fiate. Bă, da, fiate, nu sunt prost. Nu... Știi cum faci? O singură mână pe miză maximă. Ori dai ca lumea și bubui, ori deloc. Fiate! Ia-ste-mă. Fiate, încât ți-l închid și-l dau peste cap. Cântă trei zile, cântă. Uite cu ala mine. Hai, tată, hai, doamne! Ala, una, Las Vegas! Ia-l, bă, bă! Hai din capul meu! Mă, am mâncat banii, bă! Și de unde-i dai bani în unicuraț acum? De unde n-am, bă? Păi de unde-i dai, prostule, din pietre? De unde-i dai? Vorbește cu aparatul să-ți dea banii înapoi. Vorbește, mă, cu el, ia-n treabă, când ți-i dă înapoi? Dă-mă banii, mă! Ce a zis, mă? Nu zice, mă, nimica. Mă, ia-l mai frumos. Dai, mă, banii. Ce a zis? Deci zi și mie, te rog eu frumos, acum, la ce e bune păcănelele astea? Un lucru la ce e bune, că mie mi se pare că te ia capul din ce am văzut. Gazoane, fii atent, că îți predau o lecție de viață. Să zicem că vrei să te duci la pescuit, dar să te relaxezi, adică te relaxezi, mai prinzi un pește mare și nevasta ce să mai pună în tigaie, mă înțelegi? Dar ce faci, cum să te duci tu la pescuit dacă n-ai undiță? Adică nu poți să duci să-i dai cu lopata în cap la pește, da? Unde te duci? La păcănele? Lasă-mă, dracu, te gândești numai la păcănele. Să zicem că vrei să pleci de acasă, adică vrei să te duci tu să bei o bere, de exemplu, cu Pandele. Ai unul la mână, o lași pe nevasta în pace, stai și copiii puțin fără tine. În fine, timp liber, mai înțeles? Te duci la Pandele acasă. La gard acolo și alo, tanti mama lui Pandele. Nu tanti mama. Nevasta lui Pandele. Îl lăsați pe Pandele să iasă cu mine la o bere în curtea școlii. Și zice că nevasta zice, numai că Pandele de-abia s-a întors din curtea școlii, e mort de beat. Nu mai are voie, cum ar veni, să zicem. Ce, mă, nevastă mea? Da, mă, eu inventez acum. E un scenariu cum ar veni la... Da, așa, și mă la păcănele? Nu, bă, ia fie. Te duci acasă, așa. Că nu-l las. Că na, are nevasta o zi mai bună cum ar veni și vrea să stați de vorbă. Și tu acasă ce faci? Ce dracu să faci tu acasă, că tu nu ai cablu, e tăiat tot. Ai TVR 1 și TVR 2. Da, mă, te uiți la aia, că acolo e numai documentare de alea în franceză, nu înțelegi nimic. Bă, bobiță, ce trebuie, ce să am eu cu nevoastra mea? Ce vorbesc eu cu ea? Da, mă, că zice ca poveste omul, mă. Ce poveste, mă? Păi, că și cum, dacă... Ți-a zis nevoastra mea că nu mă lasă afară? Nu, mă, nebunule, zice doar așa. Păi așa zicea bobiță, mă. Bă, tu nu înțelegi că zice cum ar fi, că dacă ar fi așa cum zice el, că nu e s-a întâmplat. Bă, ce vorbiți, mă, că nu înțeleg. Lasă-mă că oprins tu mai încolo, mai pe drum, fii atent aici. Stai așa, bobiță, deci da. E așa. Tu ce vrei să-mi transmiți mie acum e că păcănelele relaxează? Bravo, mă, Gazoane. Păi normal că relaxează, că tu ai aparatul, ai băgat banii frumos și ai început roșii, ce-ți dă păstârnac, fructele alea. Ideea e că alea te relaxează. Nu, că tu nu mai gândești la nimic, mai înțeles? Păi, da, dar și pierzi bani, mă. Pierzi, stai, mă, bă, Pandele, stai, mă, mai ușor. Pierzi, mă, dar pierzi dacă nu ești atent. Că dacă ești atent cum ar veni și te concentrezi doar pe ce se întâmplă acolo, poți să și câștigi cum ar veni. Ia, unde te duci, mă? Mă duc să mă plimb. Te duci să te plimbi, da, cu micii ăia? Ce-i cu ei? Păi ce-i cu ei? Nu trebuia să o să iei mici? Cu ce bani, mă? Cu ce bani, mă? Ce mă interesează cu ce bani? Faci jos de bani, nu mă trebuie bine cu ce bani. Ia, căprioarele, mă! A, ce prost ești, mă, nu te întorci tu, da, nu te buși cu bătaia. Unde-s căprioare, mă? Căprioare, a zis, mă? Da, mă, a trecut un stol mare cu niște cerbi de aia lopătar, dar v-ați întors târziu. Bă, Pandele, e semn. Ce semn? Că dacă vezi cerb bun, ce că ai noroc. Auzi, bobiță, poți să mă duc să joc și eu puțin? Da, du-te, fratirii meu. Bă, dar mă lași pe mine să mă uit? Nu cum? Bă, Pandele, dacă vii și nu comentezi... Nu comentez nimic, mă, mă, jur! Da? Da, mă concentrez un pic lângă tine acolo. Jur? Da, mă, hai! Și-a, mă, duceți-vă că e cald, mă, ce drag! Bă, da, și maimuța asta, mă, bă, ce mă enervează, mă. Vasile, am o treabă cu tine. Vasile? Da. Dorele, hai să spun o poveste. Eu când eram mic, mi se spunea ciupică. Și de ce? Ciupeam fetele de fund și râdea ca proastele, știi?
După am mai crescut un pic și mi se spunea Vasile. După am crescut și mai mult și am făcut și burtică și mi se spunea domn primar. Domn primar, da. Da. Deci noi doi când am fost prieteni, când mi-a cheamat. Domn primar, bă, na, acum... Cum ai zis? Domn primar. Așa, acum te iau mai bine. Ia zi, care e treaba? Te-ai rătăcit, vrei să te conduc până acasă, că nu înțeleg. Nu, deci, bre, domn primar, deci am o treabă cu tine și dacă mă ajut să-mi iasă combinația asta, o să fie bine și pentru tine și pentru mine. A? Opa, o combinație? Ia zi-mă că mă interesează, ia. Deci fii atent, o combinație care dacă ne iese, într-un an de zile cumpărăm tot satul și ne luăm și mașină. A? Mașină? A, da. Una singură, facem jumate-jumate? Da, mă rog, nu contează. Zic, care e combinația? Că deja mă... Deci fii atent. E super mega combinație. Tu mă declari pe mine handicapat, da? Și după aia cu ajutorul ăla social de handicap, îl facem jumate-jumate, da? E, eu cu jumătatea mea mă duc frumos cu bobiță, o investesc în niște jocuri, deci e treaba mea asta. Și ce-mi vine după jocul ăla, după investiție, cu accize, cu TVA-ul, ce-mi vine mie de la stat? Deci fac 500 de mii, imediat am făcut jumătate de milioane într-un an. Da. Bun, 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 interesant, foarte interesant. Deci cum ar veni eu să te declar pe tine... Handicapată. Bun, bun. Și ce handicap ai? Sunt cocoșat, ia uite. Am cocoaș. Ia stai așa, ia, ia. A? Da, se vede care e cocoșă. Bine, nu e nici foarte mare, nici foarte mică, dar e o problemă. A? Nu sunt doctor. Aoleu. Da, mă, du-te mă la doctor ca să-ți dai handicapul ăsta. Ascultă-mă ce spun. Și fii atent, dacă ea te bagă la aparate, sigur o să piuie toate. Pentru că ce ai tu, mă, durele, se vede cu ochiul liber, tu ai probleme mari, mă. Adică ești un caz de ăsta special, știi? Și unde găsesc doctorul? Doctorul? Acum cred că e prânz, mă, și e pe acasă, mâncă și el cu familia, eu știu, să-l deranjăm. Ia dă-i, mă, un telefon și întreabă. Da, chiar. Dă și mie numărul, că nu-l am, că... Numărul? Da. Ta... Ce? Mi-am spălat pantaloni, mă, și aveam numărul trecut acolo pe un șervețile, de acum s-au știți toate numerele. Ce fai de capul meu! Bă, dar ce rău, Dorei, dacă venea cu două zile, pe cuvântul meu, avea numărul, mă, că am spălat pantaloni, știi când? Ieri. Mă, auzi? Dă și mie un milion. Un milion? A. Aoleo, ce ghinion! Ce? Unde crezi că aveam portofelul? Unde? În pantaloni, mă, de-am spălat. Fai de capul meu, ăsta ghinion curat! Mamă, bă, și chiar vreau să te ajung, ce să fac eu? Auzi, Dorele, hai că-ți dau un sfat. Du-te la veterinar, că ce ca niște injecții care te face bine. Dai grijă mare să nu-ți crească, mă, copitele. Ena, mamă, tu! Aoleo! Auzi, mă, cum vin ați la el? Ia, hai încă o mică. Ce mă bucur că te văd, Dorele. Ce mai faci tu, mă? Ce, s-am fost până la... m-am plimbat nițel. Ce, ai făcut rost de bani? De unde mă-ți fac rost de bani? Păi nu ți-ai să faci rost de bani ca să te duci să iei micii aia? Fac, mă, rost de bani, păi da. Du-te acum și fă! De unde? Ce mă trebuie pe mine de unde? Stai și du-te pe cer și vezi când e curcubeu, te la capătul curcubeului și poate găsești un ceaun de la plin de monești, de aur, de la aștrunfi, mai înțeles? Da, fii atent, intru, mănânc puțin și după aia mă duc și fac câți bani vrei tu. Nu intri, mă, nicăieri, tu n-auzi că n-ai voie să intri, păi nu faci rost de bani, n-ai ce să mai cauți aici. Ma. Hai că mă relaxă, bobiță. S-a dus, am mis, băi, băi! Mama mea, pantele, gazoane! Ce-am făcut cu ea, băi, ce-am făcut la umărit? Mama!